Vă salut, stimați prieteni, bună dimineața tuturor! Suntem în live, aștept întrebările dumneavoastră, am hotărât să facem acest live joi. De obicei îl făceam vineri, dar mâine vineri, începând cu ora 9, am ședință la Curtea Supremă de Justiție, de aceea nu o să fac live din timpul ședinței de judecată. Am hotărât să facem astăzi acest dialog. Apropo, pentru ziua de mâine, vreau să invit pe toți jurnaliștii să vină la ședința Curtea Supremă de Justiție, să vadă cum se poartă judecătorii, care se tem de procurori și nu permit să fie incluse în procesul verbal întrebările pe care le dau avocații mei. De exemplu, data trecută domnul Riniță, care de 3 sau 4 ori a spus minciuni sub jurământ și pentru asta este răspundere penală. Mâine vom avea alți așa numiți martori ai procuraturii pe cazul meu de la Curtea Supremă de Justiție. De aceea vă îndemn să veniți mâine să vedeți cum merge ședințele de judecată în Republica Moldova. Dar ne oprim la câteva subiecte săptămânale care noi le considerăm, eu le consider importante și vreau să le comentez, după care vă răspunde și la întrebările dumneavoastră care la sigur vor veni. O să încep cu Congresul Partidului Socialiștilor care a avut loc la începutul acestei săptămâni. Au fost foarte multe noutăți și foarte multă atenție în presă către acest congres și mă bucur că toți conștientizează că Partidul Socialiștilor este forța principală de opoziție și socialiștii sunt următoarea forță sau următorul partid care va guverna Republica Moldova. Eu cred că prin aceasta se explică acest interes, atât din partea mass media, cât și din partea unor oponenți politici și de pe stânga și de dreapta, și din țară și cei fugari din afara țării. Mă bucur acest interes, mă bucură chiar și unii critici care vin, înseamnă că suntem pe calea cea dreaptă. Deci, la acest congres pe care l-am convocat după 2 ani de repaus, vă amintesc că 2 ani în urmă, în luna decembrie, socialiștii au luat decizia să treacă la un organ colegial de conducere. Am exclus funcția de președinte de partid și am inclus sau am dat toate atribuțiile organului executiv. La congresul de această săptămână, colegial, unanim, repet, unanim, toți membrii partidului, delegații, conducerea partidului, au decis să revenim la funcția de președinte al Partidului Socialiștilor, care împreună cu organul executiv, organ colegial, vor conduce Partidul Socialiștilor în perioada ce urmează. Am primit câteva întrebări și vreau să răspund la ele din start. Cineva m-a întrebat, domnule, dar este real să faceți un primaries în interiorul partidului, să vedeți cine va fi următorul președinte al Partidului Socialiștilor. Mi se pare ideea destul de interesantă. De ce nu? Chiar o să discutăm cu colegii din executiv și de ce nu o să dăm indicații în teritoriu, că în toate organizațiile teritoriale să vină cu propuneri cine ei consideră că ar trebui să fie următorul președinte al Partidului Socialiștilor. Eu sunt deschis pentru aceasta, nu văd nicio problemă și poate ar fi una din primele încercări în Republica Moldova, că unele țări lucrul ăsta are loc permanent. În afară de aceasta, la Congres a fost aprobat programul politic al Partidului Socialiștilor. Partidul Socialiștilor, după cum cunoașteți, este partidul care, comparativ cu alte partide din Republica Moldova, are o poziție ideologică foarte clară. Noi suntem pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru limba moldovnească, istoria Moldovei. Noi suntem împotriva unirii, lichidării Republicii Moldova ca stat. Noi suntem pentru neutralitate, niciun fel de trupe străine, nici rusești, nici americani, nici românești, nici ucraineni nu pe teritoriul nostru nu ne trebuie. Noi suntem pentru tradițiile noastre strămoșești, pentru familia tradițională, împotriva LGBT-ului. Și acest lucru l-am spus cu mai multe ocazii. Noi vom fi ferm pe aceste poziții și nu ne vom schimba opinia. Noi pledăm pentru o economie suverană, ce înseamnă aceasta. În capul mesii trebuie să stea interesele agenților economice autohtoni. Noi suntem pentru un stat social, bugetul statului trebuie să fie social orientat pentru salarii, pensii, crearea lucrurilor de muncă și multe, multe alte lucruri care trebuie să le dea motive sau să-i motiveze pe cetățenii să rămână acasă, să nu plece din țară. Și noi suntem pentru o politică externă echilibrată. Aici vreau să mă opresc puțin mai detaliat. Noi, socialiștii, considerăm că Moldova trebuie să fie un stat independent, și trebuie să promoveze o politică nu pro-europeană sau pro-rusă, dar o politică pro-moldovenească. De aceea, Partidul Socialiștilor și deja aprobat în program de congres, este un partid pro-moldovenesc. Vom fi în relații bune și cu Rusia și cu Europa, dar vom fi un partid pro-moldovenesc.
interesele moldovenilor trebuie să stea în capul mesei. Iar oricare integrări, sau integrare europeană, sau integrare euroasiatică, pot avea loc doar în baza unui referendum și cu respectarea celor condiții despre care noi am menționat. Acesta este primul subiect, foarte succint, pentru că au apărut și unele întrebări referitor la alegerea președintelui partidului și am vrut să încep cu acest subiect. Al doilea subiect care a început să fie speculat această săptămână sunt alegerile prezidențiale. În primul rând, vreau să menționez că PAS a înțeles greșeala lor. Maia Sandu a înțeles că a greșit în 2022, când a modificat codul electoral și a spus că alegerile prezidențiale trebuie să aibă loc în luna ianuarie-februarie 2025, adică după expirarea mandatului doamnei Maia Sandu. Și o săptămână în urmă, vinerea trecută, PAS a schimbat această greșeală. După ce, de fapt, noi am atacat la Curtea Constituțională și era evident că Curtea Constituțională o să ne dea nouă dreptate. Deci, codul electoral a fost modificat în prima lectură săptămâna trecută, probabil astăzi, mâine, va fi modificat în lectură finală. Și ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă ferm că alegerile prezidențiale urmează să aibă loc în toamna anului 2024. În legătură cu aceasta au început diferite speculații, cine să fie candidat, cum să fie și așa mai departe. Am expus poziția foarte clar și vreau să o repet și puțin să deschid parantezele. La această etapă, la moment, eu personal nu examinez participarea mea în această campanie prezidențială. De ce? Pentru mine nu prevalează ambițiile personale. Eu am fost președinte de țară. Chiar dacă am al doilea sau al câtelea rating în țară prezidențial, eu nu am ambițiile nesănătoase cu orice preț să devin președinte de țară. Chiar dacă aș avea această posibilitate. De aceea, noi am propus să identificăm împreună cu alte partide de opoziție cea mai sigură formulă care va permite înlăturarea Maia Sandu și PAS de la guvernare. Repet, împreună cu partidele de opoziție. Haideți să găsim cea mai bună formulă, cel mai bun candidat, care ar duce la înlăturarea guvernării PAS Maia Sandu de la cârma țării. Scopul opoziției trebuie să fie salvarea țării și a cetățenilor și nu ambițiile politice înguste. Noi, socialiștii, suntem gata să facem acest pas. Și prin declarație care am făcut-o la Congres și o repet astăzi din nou, noi dăm dovadă de maturitate politică și propunem să avem un consens al opoziției în acest sens. Suntem gata să discutăm cu orice forță de opoziție și să identificăm un candidat comun. Vedem ce vor spune ceilalți. Am văzut că câțiva deja au spus că vor fi candidați ei lideri de opoziție. Nu vă grăbiți. Propun să discutăm mai întâi. Și după aceea să luăm o decizie comună. În ceea ce ține de Partidul Socialiștilor, la noi în statut este indicat expres că candidatul la alegeri prezidențiale, statutul aprobat recent, se înaintează votul din partea socialiștilor susținere de către Consiliul Republican, după ce această candidatură se discută în toate organizațiile teritoriale de partid. И третий момент, который я скажу на русском, потому что он прозвучал на русском. Мы увидели последние несколько дней, я хочу остановиться на трех заявлениях, которые они очень важные и довольно опасные. Первое, мы видели заявление Украины, что оно выходит из формата 5+2, формат по приднестровскому регулированию. Второе, мы услышали голоса из Кишинева, что Молдова должна приостановить миротворческую миссию на Днестре. Ну и третье, буквально вчера, позавчера, один из депутатов ПАС торжественно заявил, что до конца следующего года Молдова выйдет из СНГ. Так вот, я хочу прокомментировать эти три важных и очень опасных заявлений, которые были озвучены в течение последних трех дней. Первое. Выход Украины из СНГ, из формата 5+2. Я понимаю, что в условиях войны между Украиной и Россией Украина
приняла решение, что они не могут сесть за один стол переговоров вместе с Россией. Я понимаю их позицию. Но для нас, для нашего региона, это очень опасный сигнал. Даже с учетом того, что формат 5 плюс 2 уже 2 или 2,5 года не работает, но уничтожение этого формата, не предложив ничего взамен, создается вакуум в вопросе приднестровского регулирования. Я очень надеюсь, что это не первый шаг для принятия других важных, опасных мероприятий в сторону дестабилизации Приднестровского региона. И хочу призвать все стороны формата 5 плюс 2 и гарантов, чтобы мы сделали все возможное, чтобы не было никаких провокаций, чтобы мы сохранили мир в этом нашем регионе. Хрупкий мир, непростой в этом регионе. Именно в этом направлении прозвучала и вторая декларация, но уже из Кишинева, которые говорят, что надо остановить миротворческую операцию на Днестре. Товарищи у власти и те из Киева, миротворческая операция на Днестре показала свою жизнеспособность и гарантировала мир на левом, правом берегу Днестра в течение более 30 лет. У нас нет других форматов обеспечения мира на нашем или на нашей территории, на левом, правом берегу. Поэтому горячие головы из Кишинева, которые делают такие заявления, должны понимать риски, к чему это может привести. Повторюсь, за более чем 30 лет миротворческая операция обеспечила мир на правом и левом берегу нашей страны. Мир в Республике Молдова. Я очень надеюсь, что первое заявление украинцев и второе заявление Кишинева, они не взаимосвязаны. Потому что если они взаимосвязаны, тогда мы можем понять логику этих заявлений. Мы должны очень внимательно следить, что будет происходить дальше в этом направлении. И мы будем следить. И будем на это реагировать. Я хочу, чтобы граждане Республики Молдова, которые, наверное, не заметили или не придали значения этим заявлениям, я специально хотел заострить внимание еще раз. С одной стороны, Украина говорит, что выходит из формата 5 плюс 2 по приднестровскому регулированию, но Украина один из гарантов мирного решения приднестровского проблемы. И Украина вдруг оттуда выходит. И параллельно в тот же момент из Кишинева говорят, что нужно приостановить миротворческую операцию на Днестре, который 30 лет гарантирует мир. Странные заявления. Согласны? Очень странные. Давайте внимательно следить за тем, что происходит дальше. И повторюсь, если надо, в каждой нашей передаче. Майя Санду, лучше уйти с должности, чем стать президентом, который спровоцировал войну внутри Республики Молдова. И уже традиционное заявление от правящей партии ПАС, что мы должны выйти из СНГ. И один из депутатов, ведущих депутатов этой партии, заявили, что до конца 2024 мы выйдем из СНГ. Ну, во-первых, такое заявление не соответствует действительности, потому что выход из СНГ принимает решение не страна, которая хочет выйти, а принимается решение на общем собрании всех членов СНГ. Я уверен, что другие наши партнеры, руководители стран СНГ, не примут такие решения, потому что понимают, что временщики у власти в Молдове, которые хотят выйти из СНГ, ничего общего с интересами граждан Республики Молдова не имеют. Я не случайно сказал, что они временщики, через год их не будет. А историческое, принципиальное решение жить в мире, дружбе, сотрудничать с нашими партнерами, друзьями из СНГ, это желание большинства граждан Республики Молдова. Поэтому то, что они аннулируют соглашение двухстороннее, это не означает, что мы будем выходить из СНГ. Это решение принимает, к счастью, не Майя Санду и не ее куклы из парламента Республики Молдова. Теперь, о ком говорит Иван Требер, коллеги, коривен, о ком говорит интернет. Джорджеску Штефан, бунозива, че позиция вес фаца де конфликту дин шия газа? Дому Штефан, я консидер, ка требуя имедиат дистопад. Acest război,
Noi înțelegem că această problemă nu este de o zi, două. De ce prima ce trebuie de făcut, de oprit acest război. De fapt, acolo mii, zeci de mii de oameni uciși, copii, bătrâni, femei, genocid. De ce poziția mea este, în primul rând, să stopăm focul. După asta trebuie deșezat, de discutat cum se creează statul Palestina, care este garantat prin decizia Organizației Națiunilor Unite. Ce e cu statul Israel, care a fost creat la mijlocul secolului trecut, tot prin decizia Organizației Națiunilor Unite. Și de văzut cum aceste două state conviețuiesc pe viitor. Aceasta este poziția mea. Sergio Astarita, suveran intrând în Europa? Sergio, noi să știți poziția mea și am spus-o că noi trebuie să fim stat suveran cu drepturile noastre și să nu cedăm o parte a suveranității altor entități. De ce eu văd state suverane în Uniunea Europeană? Eu vorbesc de Ungaria, de exemplu. Și putem bate din palme toți la ceea ce face Orban, care dă dovadă că poți să ai verticalitate fiind membru NATO și membru UE. Eu știți poziția mea față de NATO, sunt categoric împotrivă. Și de UE am spus că doar cu referendum și cu multe alte condiții. Dar ceea ce face Ungaria demonstrează că se poate menține suveranitatea. Și verticalitatea de care dă dovadă domnul Orban, eu cred că este de invidiat și de urmat pentru mulți lideri, inclusiv europeni. Corina TikTok, de ce veți pleca la Bruxelles? Corina, este o invitație și noi am convenit despre aceasta, inclusiv cu unii parteneri europeni cu care noi la nivel de partide începem colaborarea, nu o să vin cu detalii la această etapă, va urma în prima jumătate a anului viitor, veți vedea mai multe contacte între Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și partide din țările membri UE. 2. Am inițiat acest dialog cu structurile europene pentru a aduce la cunoștință poziția socialiștilor. De exemplu, Maia Sandu când spune că mergem în UE fără Transnistria, asta este o trădare. La Bruxelles trebuie să cunoască care este poziția moldovenilor, mare majoritatea moldovenilor, față de neutralitate, față de tradițiile noastre, față de multe, multe lucruri. Pentru că la Bruxelles nimeni nu le spune despre aceasta. Acolo merg doar, sau mare parte, deputații PAS, care le spune că Moldova totul e rost, totul e bine. Nu, nu e bine. De ce despre aceasta vreau să vorbesc la Bruxelles și în alte capitale europene, unde sper să ajung în anul următor. Valeria Bubca, TikTok. Vor fi pedepsite persoanele ce comit crime aflându-se la cărma țării? Inevitabil, Valeriu. Pentru ceea ce au făcut ultimii ani, vor fi pedepsiți toți. Pentru că dacă nu vor fi trași la răspundere, atunci următorii după ei vor proceda la fel. Deci deja sunt zeci de demersuri la procuratură și din partea noastră. Eu am depus la 3-4 denunțuri penale pe Maia Sandu, care procuratura nu le-a luat în calcul. Dar sunt fer convins că următoarea procuratură, următoarea guvernare va atrage atenție la ele. Am văzut mai multe partide parlamentare, extraparlamentare care au venit cu astfel de solicitări. Deci la răspundere, evident, vor fi trași. Что вы думаете про закрытие больницы Тома Чорба и протесты медиков? Я думаю, что это полный беспредел, то, что делает нынешняя власть. Медиков нужно, врачей нужно поддержать. И наши коллеги, депутаты участвуют в этих протестах и поднимают эти вопросы в парламенте. К сожалению, Майя Санду, которая прикрывалась докторами 2-3 года назад, когда была пандемия, и когда мы повышали зарплаты, моя инициатива – 2 раза повысить зарплату медикам, и мы повысили на 60%. Майя Санду, которая тогда прикрывалась, и Немиренко прикрывалась медиками, сейчас уничтожает их больницы. Я надеюсь, что наконец-то работники здравоохранения это поймут. Кто есть кто. Я думаю, что они это осознали. Поэтому нужно отстаивать медицинские учреждения. Нужно сделать все возможное, чтобы не закрывались больницы. Я сейчас не только о Тома Чорба. Я и про закрытие районных больниц, которые Майя Санду закрывает. Все это нужно отстаивать, потому что без системы здравоохранения, без системы образования будущего Молдовы нет. Это две профессии, которые обеспечивают будущее нашей нации. Учителя – это образование следующих поколений, а доктора –
Это здоровье нынешних и следующих поколений. Здесь нужно инвестировать. Даже если это не рентабельно, оно не может быть рентабельно. Но это государственные социальные инвестиции, которые государство должно взять на себя. Чепутамади партия. Андрей, вот мне здесь вот вешать партия интерес, скажу кац, печала шпронку, моя санду шпас. Кукументация часто. Андрей, тот тимпу ворфи диферите элементе де чест тип. Дюбичей аствил де ворбе, сон пласати де катри опоненци ноштри политичи. Ну, я мау зиди еле, но и штим дистрели. Дар репет инкодат, приоритатия номер уну ал партидул социалишлур, ал поличану Игор Додон, есть ка майя сандуши пас се плече ин история. Шо ной вон депуни тоати ефортури на че сенс. То, че вафи нечесарно ви фаче, пентру ка чест лукру се се интемпле демократик ин Република Молдова. Инка чинева, че се ауди кудо сарли вастри, есть финализари тревону ден еле. Trei dosare capite de acuzație sunt în judecată, azi am ședință judecată, mâine am ședință judecată, în fiecare săptămână câte două, trei ședințe. Deja este evident că nici pe unul din capitele de acuzare procurorii nu vor avea succes. Apropo, noi am publicat toate dosarele penale, am creat și un site, am publicat această informație. Deci toți cunosc în ce constau aceste dosare și toți înțeleg că acolo nu este conținut. Sunt câteva dosare la faza de urmărire penale, inclusiv trădarea de patrie, care nu avansează și nu pot avansa pentru că au fost deschise pe loc gol. Deci, pe toate aceste învinuiri, eu am luat decizia, apropo, o decizie dificilă, care nu toți pot și-o asume. Eu am luat decizia să rămân în țară, comparativ cu alți lideri care, după dosare penale, au fugit din țară. Eu am rămas în țară și cu toate greutățile am decis să trec toate etapele. Faza urmăririi penale, pe mine, pe soție, pe mamă, arest, dosarele penale în judecată, ședințe de judecată. Apropo, la aceste ședințe vin Măscăricii Maia Sandu, în afară de Olaru, eu și-am mai făcut o echipă de vreo 3-4 băieței, care vin la toate ședințele. Eu când a trecut-o într-unul, cel care a filmat-o pe Maia Sandu cu câinile, întâmplător a filmat-o pe Maia Sandu cu câinile, un blogger, că mă uit, a venit la judecată. Я мой отец, бай, да ты ешь начал кыльни. Он тоже упудит. Моя санду, мы скимбац фецли, ну, воспалить, конечно, копий. Мы скимбац блогер ешьте, потому что алкематься во фильмезу кыльни, чтобы полтора месяца ламини ла ждиката со стрэзи жоз до дор. Ну, ну и кларк, естественно. Аурика Тофан, домну Додон, ама шо он требаре, ама узит ваша леджи, как актуала пришединте, имплементат леджи для 1 януаря ла наштре копиилор се ваплати кати 20.000 лей. Аурика, ар фи бине се феша, дамна Аурикатов. Дар и сум куркат ку цифри, ну 20 да 10. Со лаудатам пленум парламент, шап кен совитата леѓе во скстатуле, ак ну и 20, им пари ка и 10. Ар фи бине се феи 20, дар и лукру аста но сум фак. Да и маре мажоритате нау копии, ништо згандеск. Ной, ин програме ностре, авем у астфел инициативи, ши о вом имплемента. Ина глава, домнул Игорь Николаевич, де че ними не сгандеш ла че цени кар се афла ши мунческ ин Русия? Ной сентема нима ной, ной акума ну требуем ла ними. Там да глава, корект интребари ши авес дрептате. Ин че не ла диаспор ну сгандеш ла ними? Ниш ла че дин Европа ну сгандеск? Май санду ша че минт кан са леджи ла диаспор. Ойте кумаш баджок ди колети ли кари трансмит диаспора ши мулти алти лукру. Ин че есть сине де молдовини ноштри дин Федерация Рос. Știți că când eram eu în funcție de președinte, noi am făcut multe pentru oamenii noștri, moldovenii noștri din Federația Rusă, câteva etape de amnistie, am anulat așa numitele restricții la intrare. Eu cred că noi vom reveni și vom fi alături de dumneavoastră. Sperăm și voi să fiți alături de noi. Так, Шарм, долго будет еще этот беспредел в Молдове? Таких цен никогда не было. Шарм, ну, это традиционный вопрос. Сколько еще нам терпеть эту Майю Санду и пас. Уважаемые друзья, осталось недолго. Я уверен, что следующий год будет годом освобождения Молдовы от желтой плесени Майю Санду и пас. Вот на этом положительном месседже я хочу закончить нынешний лайв. Всем здоровья, удачи и с Богом. Все у нас получится. Спасибо.